Oficial, Luis Enrique a fost dat afară de la Paris Saint-Germain, dar nu e stres pentru că repede și-a găsit un alt job la FC Sevilla, care are mare nevoie de un astfel de antrenor bun și puternic, cu gânduri bune, cu tactici perfecte, care, mă rog, nu prea au prins rădăcini la Paris Saint-Germain, dar acolo oricum e greu, și desigur a venit la Sevilla, spaima Europei. De câte ori a câștigat echipa asta Europa League? Fai de viața mea, chiar pe bune își merită titlul de spaima Europei. Dar în momentul de față nu este spaima ligii, La Liga, unde în momentul filmării se află pe locul 14 cu 26 de puncte. La un timp chiar a fost mult mai rău clasată, dacă rețin corect, era chiar acolo pe linia aia de la retrogradare, chiar se chinuia, se străduia așa, se ținea cu degetele, știi, de prăpastie, gata să pice în hău, dar a reușit cumva să-și revină puțin de el, dar nu degeaba. Este o echipă care este destul de, cum zic eu, fragmentată. Haideți să ne uităm împreună peste squad și să ne dăm cu părerea. Am adus câțiva jucători înapoi din loan și câțiva jucători care au fost împrumutați, care chiar nu înțeleg de ce au fost împrumutați, că mi s-au părut așa, wow. I-am trimis înapoi. Și hai să facem o scurtă recapitulare asupra lotului. Nyland, habar n-am ce mai caut aici. Transferist, 32 de ani, și bătrân, și 72 overall. Îmi place că și dă așa puțin din cap, cumva că mă aprobă. Aia zic și eu, my man. Dmitrovic, un sârb care cred că este chiar bun așa ca portar. 31 de ani, 78 overall, încă sunt așa 50-50 asupra lui. Încă nu știu și bugetul cum ne permite, dacă îl schimbăm sau îl păstrăm un sezon. Flores, desigur, este un tânăr care l-am pus loan listed, cred eu că va mai evolua. Ăsta a fost împrumutat prin Liga Belgiei, dacă țin corect. L-am adus înapoi, l-am pus transferistic la 29 de ani, oricum nu mai evoluez, nu nimic, și mai degrabă îl vindem și scoatem un bănuț pe el. Acuna, unul dintre cei mai buni jucători ai acestei echipe, păcat că e la 31 de ani și LB, un jucător care tot timpul în ultimii timp, când primește car special, cea de genul pe CDM, CM, devine cel mai tare din parcare. Și, da, ia uite, poți să reprofilezi. Bine, mă! Bravo, FIFA! În sfârșit funcționează rahatul ăsta de schimbarea pozițiilor. Pentru că e un pic prea lent pentru LB cu pace-ul ăla. Dar uitați-vă în rest, shooting, passing, dribbling, defense, physical, omul ăsta ca și un CDM sau CM. Fantastic, și ce mă bucur că pot să-i schimb poziționarea. Mergem mai departe la Pedrosa. A, un jucător decent așa de lot, de echipă. Ia uite, rotation, 76 overall. Sergio Ramos, un grand, nici nu știu, îmi căutam cuvintele să-l descriu cât mai corect. Pe lângă bătăuși, desigur. Un veteran, a great veteran, corect. Un jucător care a revenit la Sevilla, a refuzat oferte și contracte mari din perspectiva banilor de la Rabi și a preferat să vină înapoi, a căsucă. Și știi ce? Pentru asta și eu sunt aici împreună cu el, umăr la umăr, și spun: Ramos, cât timp voi fi eu aici la echipă și nu mă dau afară jocul ăsta infect, să știi că te voi păstra la echipă până te vei retrage. Că așa este frumos, așa e respectabil și crede-mă, aici vei sta până vei zice că vrei să-ți atârni ghetele în cui. Și eu voi zice: sigur, boss, chiar dacă vei fi ultima speță, totuși 37 de ani pentru CB, îți dai seama că se învâlânzi maxim ăsta. Dar nu, i-am și dat un nou contract, am zis să fie la noi până decide el că se va retrage și așa e frumos, îl voi respecta. Goodells, deja a venit oferte de la Spurs, am și intrat să negociez. Nu pare rău, sârb, na, 31 de ani, 80 overall, de obicei sârbii pe apărare sunt buni, deci na, înalți cu fizic. Mă tă gândesc că... Da, știți voi la acel icon nebunul, dar trece mai departe. Marcao, un transfer bun, un jucător care poate nu multă lumea a auzit de el, dar eu zic că este un jucător decent și eu îl voi păstra chiar ca și titular, cred că aici o scurtă perioadă. Ăsta l-am împrumutat, l-am lăsat loan la Anderlecht, mi s-a părut bun loan-ul. Așa, mergem mai departe la acest francez, care încă nu știu, s-ar putea să-l împrumut, s-ar putea să-l păstrez ca rezervă. Îl avem pe Bade, care va fi posibil cel puțin per moment titular, dar s-ar putea să caut alt CB, da, nu, cred că o să fie Marcao cu Sergio Ramos și ăsta rezervă și atunci ăsta fie rămâne rezervă sau hai că-l pun loan list, că poate primim ceva șmecher. Salas din nou loan,
Jesus Navas consider că trebuie să-ți calci puțin pe inimă și să zici, bă, e timpul să pleci, my friend. Într-adevăr, uite că și acum am observat că scrie Returning at the End of the Season, când am pornit că Rimbaud nu rețin să fi scris asta. Și, na, oricum l-a pus transfer listed. Și da, e timpul să-ți agăzi ghetele în cui. Și un lucru care l-am și lăsat exact așa pentru că mi s-a părut interesant să vi-l arăt. Montiel împrumutat la Nottingham Forest după ce a avut un mondial, zic eu, chiar bun. Chiar s-a remarcat, aș putea zice așa, la mondial. Nu știu motivul împrumutului ăsta, că, na, hai să zicem că joacă Navas și poate și rele ăștia îl consideră pe Navas mai bun, că e capitan și că toate cele. Bine, mă, dar nu poate juca non-stop, e și el bătrân, mai accidentarea, mai nu știu ce. Ce rost a avut să-l împrumutați pe Montiel? Nu știu, eu l-am adus înapoi, aici chiar în video să se vadă și am încredere în el că va fi un jucător bun, sper să și evolueze cât de cât. Și în rest îi voi împrumuta pe ăștia doi că super low și atunci o să vedem cum vom face aici cu Navas și Montiel. Mergem mai departe la Delaney, împrumutat la Anderlecht, un jucător care nu înțeleg de ce a fost împrumutat. Într-adevăr, vreau să fac o mică paranteză, n-ai cum să urmărești toate meciurile la oaltă. Eu sunt un mare fan de Serie A, Premier League și așa mai departe. Nu prea apuc să mă ieși la Liga, deci nu știu cu adevărat toate colțurile și știrile aici. Deci dacă știți voi de ce a fost împrumutat Delaney la Anderlecht și da, puteți să dați așa un info în comentariile de mai jos și aș aprecia foarte mult, mulțumesc. Dar revenind la subiect, Delaney a fost împrumutat, uite, la Anderlecht fără niciun noimă, în opinia mea personală, și mai degrabă l-am păstrat noi și văd că nu pot să-l reprofilez pe KM, așa că voi încerca să fac KB, dar voi sta pe, așa cumva pe gânduri că parcă l-aș și vinde, dar îl voi pune transfer list. Oliver Torres mai rămâne cu noi, ăsta Jordan mai rămâne cu noi, Sower mai rămâne cu noi, îmi place că avem 3 mijlocași așa aproape echilibrați, stăți pe la 79 overall, lol, așa. Pe ăștia iarăși îi lăsăm împrumut, Ocampos și el mai rămâne cu noi, Lamela îl pun transfer list, nu e nimic de el, e un apă și un pământ, de mult timp a fost un flop și va rămâne un flop și îl avem aici vorbind de flopuri pe Suso, care n-aș vrea să fie așa hater, omul ăsta are momente când joacă bine și are momente când îți vine să iei capul și să-l bagi de dormeză, pur și simplu, zici, bă, trezește-te! Dar nu cred că îl voi vinde, îl voi păstra, că totuși 80 overall. Janoaz, vorbind de altă speță care numai n-a reușit să se facă ceva în viață, încă aș vrea un alt career mode, poate nu aici la Sevilla, în care să-l transfer și să încerc să văd dacă mai evoluează, dar vom vedea. Îl voi mai păstra cel puțin ca și rezervă, pare decent. Și te gândești că oare de ce nu joacă bine Sevilla? Uite-te până acum. Apărarea, decent, ușor îmbătrânită. Portarul, ok. Mijlocul, decent. Și apoi ajungi în atac unde ai Ocampos care și el joacă, nu joacă. M-am uitat la statistici, pe moment nu prea dat goluri și nici asisturi. Lamela, doamne feri, ăsta nimic. Luke Baicchio, ăsta pare interesant. Pare interesant, dar la rămâi cu atât, pare interesant, adică așteptăm să vedem mai multe din partea lui, va fi și la mine rezervă. Mariano, vorbim de alte spețe care la instant a pus transfer liste, nu știu ce caut aici. Rafa Mir, bă, cât de cât ca o rezervă poate fi bun și ajungem la singurul jucător bun din tot acest atac, NSRI, care și în momentul de față, dacă rețin corect, avea 9 goluri și un asist sau 2 asisturi. Deci, da, NSRI va rămâne cu noi, sper că mult și bine, dar într-adevăr. Vom pune și pe acest career mode ideea de transferuri cât se poate de realiste, nu vreau să zic strict. Mă gândesc la salarii, mi s-a dat o idee foarte bună într-un career mode prin comentarii că de ce să dau salariu full la toți așa și ar trebui să dau salarii în funcție de ce rol au la echipă și mi s-a părut o idee care, bă, chiar mă, ce idee genială ai avut, îmi cer scuze că nu mai țin minte să-ți spun numele, dar da, ia uite, dacă e crucial poți să-i dai salariu mai mare, dacă rotation îi dai mai așa, dar în momentul de față nu cred că am putea așa să ne aruncăm cu salarii și cu nu știu ce,
Dar încercăm așa, după viziunea noastră, după imaginația noastră, dacă vreți să ziceți, să oferim cât se poate de transferul realist. Adică nu pot să zic că, bă, ia uite, avem un buget de 40 de milioane, mai transfer câțiva jucători, avem un buget de 80 de milioane și îl transfer pe, eu știu, un Mbappé sau un pui mei, știi? Încercăm așa, ușurel, ușurel, să facem transferuri cum se poate ele de realist, așa, în viziunea noastră proprie. Și, wow, vorbim de transferuri, așa zis, realiste în ghilimele, Lamela curtat de Liverpool. Le trebuie rezervă la Mo Salah. Da, nu pot să cer mult că expiră contractul. Și am zis că nu vreau să-i nici extind contractul, așa că voi accepta când zice aici Nenea Klopp că, da, oricum e bătrân, du-te bro, măcar scoate și noi un bănuț și aie. Vorbind de aie, cum ar fi să dați click chiar acum pe acel buton de like, să mă susțineți în career modul meu minunat și în dorința și visul meu de a avea un channel frumos care crește continuu. Încerc cât se poate de mult, acum, ia uite, m-am încălecat poșa și am tras, uite, așa, tot mai multe episoade aici pe acest channel să crește și noi frumos. Haideți, orice, subscribe, share pe la prieteni, mă ajută foarte, foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Bun, l-am vândut și pe băiatul ăsta la Spurs, deci am făcut niște bănuți, nice. Și nu doar atât, uite, continuăm să adunăm așa interes din multe părți pe jucători și sper să reușesc să-i vând, să facem un bănuț și după care să vină scouterii, desigur că atâția jucători mi-a pus pe scout, că am ajuns, am făcut pe Premier League, am făcut câțiva prin Liga Argentină, în Belgia, știi, așa, așa, și după care, bă, e full scout, nu mai am loc, știi, să pun jucător la scout. Doamne, fac eu, serios, așa mulți am pus deja? L-am văzut și pe băiatul ăsta de pe LB, la Girona, rămâne în campionat, uite, aproape 6 milioane am scos pe el. Na, nota ce, de-aia zic că e bine, oricum n-aveam nevoie de el. Ia uite aici, transfer surpriză, am primit ofertă, zic eu, foarte bună pentru Delaney și am refuzat-o, chiar dacă mă gândeam să-l păstrez așa ca și un KB. Dar la a doua gândire, bă, era cam acolo la overall cu celălalt de cu Marcao și cu Sergio Ramos, am zis, bă, mare lucru nu rezolv, mai degrabă îl vând cu banii respectivi și mi-aduc mai degrabă ceva jucător tânăr care poate evoluează. n-ai cum să faci așa ceva. Fece Barcelona, acea Barcelona este interesată de Suso, omul pe care am zis eu că poate îl păstrezi un sezon acolo, mai încercăm să vedem, joacă bine, nu joacă, ce se întâmplă. Frate, dacă vine Barcelona și îl vrea pe Suso, atunci n-avem ce face decât să intrăm în negocieri și să îl dăm pe Suso. Îți dai seama, cum am zis, semirealistic acest crimă, deci dacă vine o echipă mult peste noi și puterea noastră, trebuie să intri în negocieri. Ia, îți dai seama să fii Suso, să vină Barcelona, să fie interesat de tine, unul la mână, ai stat și zice, tu îți bagi joc de mine, vorbești serios? Bun, își dă seama că vorbim serios, după care ar sta el cea de genul, dar de ce? But why? Știi cum e meme ăla, but why? Hei, nu contează, but why? Ia uite ce repede s-a și dus Suso, nici n-a stat mult la negocieri, țac, pac, s-a și dus, a semnat contractul și ne-a lăsat cu ochii în soare. Suso, îți urăm mult noroc în noua ta aventură la Barcelona, bro! Wow, ce transfer a scos omul! Între timp mai încercăm, mai vinde, mai împrumutăm jucători, facem puțină curățenie și, wow, ce curățenie a făcut până în momentul de față, dacă deja avem un buget de 115 milioane! Să vină bănuții! Știi cum zic? Hai să facem și primele transferuri, ar trebui să zic. Let's go! Brahim the Dream Hernandez, bine venit la Sevilla, 40 de milioane am dat pe el, practic cât este cotat în momentul de față pe market acest jucător care acum este în capul presei, dar nu pentru motive fotbalistice, ci pentru că și-a schimbat naționalitatea din spaniol în cel de la Maroc, Morocco. Așa, și a luat puțin pe surprindere multă lume.
Dar decizia lui este, aș putea zice, ușor înțeleaptă, în sensul în care n-a fost prea considerat mai deloc pentru naționala Spaniei, chiar ce a avut un sezon foarte bun, aș putea zice, cel puțin în momentul de față, la Real Madrid, unde tot timpul când a jucat, omul ăsta a făcut o fază, un assist, un dribbling, un gol chiar. Mie mi se pare un jucător fantastic, de asta l-am și adus aici la Sevilla și vom da șansa lui să evolueze cum, așa cum se cuvine și să ne uimească, să rupă poarta, să aici, cine știe, poate va fi fel și flop și va trebui să-l vindem. Dar oricum, Brahim the Dream, bine ai venit în echipă, am dat puțin bani, am dat ceva bani pe el, dar eu zic că se merită. Un transfer mișto, un transfer bun, care n-ai de unde știi să-l putea și în realitate, să te surprindă că ar putea fi real transferul acesta, adică ok, el la Real Madrid, știi, puteți zice, bă, mai ai spus că un transfer realistic și pe care îl transfer pe Brahim de la Real, dacă stai așa să te gândești, el e rezervă la Real. Realul, poate dacă se enervează și cumpără alți jucători, nu știu ce, Brahim poate iarăși nu mai este în calculele lor, chiar că s-ar și gândi să-l împrumute sau ceva de genul acesta, din nou. Deci l-aș considera pe Brahim ca un jucător care stă așa 50-50. Dacă vine o ofertă bună, sincer, eu chiar cred că omul ăsta ar pleca. Și ia uite că a venit oferta bună și Real Madrid, why not, 40 de milioane, țaca-paca, mi l-au luat Barcelona pe ăsta, pe Zusa, eu l-am luat de la Real Madrid pe ăsta. Ce transferul să fac aici așa, nebunie. Bun, încă aștept așa să mai termine scouterii, ce mai e de meșterit pe acolo, dar oricum, ia uite, începe, echipa să arate bine. Juan Miranda este cel de-al doilea transfer care îl fac eu aici, un transfer legitim, realistic, și un jucător care este pe lista multor echipe, dintre care chiar și echipa mea de suflet, AC Milan. Un jucător care pare chiar interesant, este tânăr, 22-23 de ani, care, ia uite, deja are 78 overall și am avut nevoie de el pentru că acunea am reușit să reprofilăm ca așa pe KM și acolo pe KM arată bestial ce happy is. Și Miranda va fi aici pe poziția de LB, noul nostru LB. Vedem cu Pedrosa, el cred că o să fie rezervă, vedem și cu Navas, ce și cum, na, el când va expira contractul, adică la final sezonului se va și retrage. Îl am transferise, dar nu o să se întâmple, transferul aia este clar, niciodată nu se întâmplă. Și ia să vedem aici, Adam, a revenit băiatul ăsta, că așa, ok, să-l împrumutăm. Bun, 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 din câte am văzut, avem aici, ce, UEFA Super Cup, câștigătoarea Europa League cu câștigătoarea Champions League, sau ce de doamne avem noi pe aici, așa. Ia să dăm noi un quick sim să vedem cum ne descurcăm versus Manchester City. 1-1 și am ajuns la penaltiuri unde ne-a bătut 3-2. A ratat Montiel, Acuña și Oliver. Poți să ajungi la penaltiuri cu Manchester City? Nu-i rău, nu-i rău deloc. Bravo echipa! Bravo echipa, mă! Așa da! Așa da! Bravo! Ia uite, mai împrumutăm cea jucători. Epic! Revine Puig în La Liga și în Europa, desigur, de la Eleina pe la Sevilla. Un transfer care a uimit o parte a lumii când a plecat omul ăsta la LA, dar între timp mai toată lumea a uitat de el. Și încă nu uităm cum a plecat el de la Barcelona în America, de tânăr, gen foarte tânăr când a plecat. Și a fost așa, ca și o surpriză pentru mulți oameni, dar într-adevăr nu a fost el, ne uite și acum ce card nasol are, cu pace, cu shooting, mai ales fizicul și defending-ul, e destul de nasol, rasol. Dar, wow, câte traits-uri i-au dat băieții. Dar pe altă parte am zis că de ce nu, hai să-i dăm o șansă, revine înapoi în ligă și ne și ajută așa de pe banca de rezerve acolo pe poziția asta de KM. A acceptat să fie rotation foarte, foarte bine. Deci, în idee, ce aș mai vrea să schimb la echipă? În Montiel, Miranda, perfect. Sergio Ramos cu Marcao, decent. Stau pe gânduri cu portarul dacă să-l mai schimb. Sov îmi place pe KM, Brahim super, El Nesiri, Nesiri super tare pe ST, avem rezervă de ST. Avem aici o campus pe LV foarte bine și Luque Bacchio pe RV, nu știu ce să zic, poate că pe el a schimbat, dar totuși
Nu arată rău, cred că ar și evolua omul. Iar de pe bancă de rezerve ar fi Janoas care e RVLV, avem KM Cam, pe amândoi te poți să joace și acolo, avem rezervă de LBRB și KB, deci și din perspectiva asta este foarte nice. Deci, totuși nici nu vreau să rup bancă, știu că am banii aia acolo care mă tentează, crezi-mă, mă tentează foarte mult să-i sparg așa dintr-o lovitură. Și poate că eu o fac, nu știu. Dar vreau să fie corect, știi? Nu vreau să zic că, băi, uite, am venit direct din primul sezon și rup transferurile în două și transfer aici niște o grămadă de jucători la echipă și gata, am câștigat tot ce ne stă în cale. Nu, vreau să fie, cum ziceam, o idee de realism aici, în această treabă și până acum mi se pare ok. Singurul loc unde ai putea să comentezi aia cu Brahim, dar și ăla mi se pare un transfer destul de posibil, realistic, habar n-am. Prima oară am primit ofertă de la Celtic pe acest portar și am refuzat-o pentru că încă nu eram sigur asupra deciziei care o să iau și totodată câți bani voi strânge. Iar acum că știu cum stă treaba, da, de ce nu? Hai să vedem, Las Palmas sau cine e echipa asta? Da, Las Palmas, așa, este interesată de el. Am zis, sigur, de ce nu? Veniți, negociați, duceți-le aici. Și așa obținem 3-11 milioane pe el și da, hai să ne axăm pe un portar. Și ce repede s-a transferat de la echipă. Chiar foarte repede. Unii ar zice că ai vrut să scapi de la această echipă. Lol. Unai Simon, pe bune am spart banca, 40 de milioane pentru acest portar, aveam atâtea idei, știi, vreau pe Sanchez de la Chelsea, dar am văzut coverul e destul de slab, Rai ar fi fost cel mai mișto transfer, că na, ce mișto joacă el în momentul de față la Arsenal, că l-au scos și pe Ramsdale din primul 11, dar el este împrumutat acolo, deci nu pot să le iau în acest sezon. Și apoi am stat și am zis, bă, ok, îs idei și de viitor și așa și așa, dar vreau, nu știu, vreau neapărat unul spaniol, știi, am zis, bă, neapărat unul spaniol și dacă ăia alți doi n-au fost să fie, Unai Simon, am zis, hai să plătesc puțin mai mult și de ce nu, pare un portar fantastic de bun, uite, positioning 86, reflex 85, diving 84, wow, de ce nu, forță, avem un portar legit tank în momentul de față acolo. Și, wow, chiar, ia stai să văd rezervă de portar, cum stăm? Îl avem pe Flores, dar da, până evoluează Flores. Hai să ne căutăm și o rezervă de portar și putem zice că atât pentru acest moment. Să vedem oare cine ar fi mișto așa pe rezervă, nici nu prea m-am prea gândit pe ideea de rezervă de portar. Na, îl avem pe ăla nostru. He, luăm și noi un român, Târnovanu. 70. Ia uite cum l-au luat Atletico pe Horațiu Moldovan să noi să luăm pe Târnovanu. He, n-ar fi rău. He, de ce nu? Să avem și noi un român la echipă. Bă, să știi că n-ar fi rău. M-ar fi tentat poate mai mult ăsta. Asta pare să evolueze cât de cât e belgian. Și overall-ul pare foarte decent și nice. Dar știi ce? Hai bă să facem cum a făcut Atletico de Madrid și să avem și noi un român la echipă. Bine mă, hai bă Turnovanu, hai de aici cu noi. Hai că-ți dau așa, îți întind o mână de aer liber, de aer curat, pardon, îmi cer scuze. Și vino aici la noi frumos, țaca paca și stai tu liniștit, scap și de gigică. Altă viață, frate. Ia să se văd, nu l-ar vrea pe Navas, bă, ce m-aș bucura. No. Bă, degeaba, când un jucător este pus așa, știi că se retrage, nu mai ai nicio șansă să-l dai. Bun. Asta este. 3 milioane, un chilipir pentru acest portar și mai ales pentru bugetul nostru, dar tot este să accepte să fie, aia zic, prospect, bravo. Ok, super, 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 super. Vom da deny, deny, pac, pac, țac, pac. Și, opa, stai să vedem cât să-ți dau, cât să-ți dau. Ai, bă, că-ți dau 10.000 de euro, să nu zici că-s rău.
Ai văzut, reasonable offer, poate puteai să accepte și mai puțin. Am zis, a, bă, să ai știu 10.000 de euro pe lună, să fii și tu mândru, să fie presa din România nebună. Ia uite, al doilea portar român se duce în La Liga și ce salariu colosal a primit el. Târnovanu, bine ai venit la echipă, avem și un portar șmecher ștecher de rezervă. Ce să mai, foarte bine. Și din nou, dacă e așa să ne uităm, pe fiecare poziție am câteva rezerve, de ce nu? Să sperăm că și evoluează și pot să spun că sunt mulțumit. Punem punct aici perioadele noastre de transferuri. Cu banii rămași o să mai încerc să mai negociez cu El Nesiri un nou contract, pentru că na, în Liga așa știu că este o modă, să-i zice modă, în care foarte mai toți jucătorii primesc un release clause. Într-adevăr, de obicei se oferă un release clause ceva galactic de imens, 1 billion, 500 de milioane nebunii de genul ăsta, dar este obligație, din câte am înțeles, să aibă release clause. Doar că El Nesiri are release clause de a, hai să ne rotunjim, 80 de milioane și el deja cotat la 36. Eu cred că șanse să vină o echipă, i-a mai vlaz 1-2 puncte în overall, vine o echipă și ni-l fură fără să-mi dau eu seama, știi? Deci așa mai degrabă prefer să vin aici, pac pac, frumos, negociem, 2 ani, hai că-ți dăm 3 și v-ați prins voi de schemă, hai să vedem, disregard. Ia uite, acum vrea release clause, nu, eu nu funcționez, nu lucrez cu release clause-uri. Cât să-ți dăm, frățioare? Hai că-ți dau 50 și la semnătură 500.000. Ce zici, bro? Reasonable offer. Păi cum să nu fie reasonable offer? Ia să vedem, cel mai mare salariu din echipă îl are Brahim the Dream Diaz, foarte bine, 80.000, da, un pic mult, dar da, vine de sus, de la Real, a fost salariu mare, încă mă bucur că am redus atât. După care ne seri cu 50 și în rest, uite, suntem cam sub 40.000 pentru toți. Da, nice, super, hai să vedem cum ne vom descurca în acest prim sezon. Și uite așa am terminat primul sezon cu Luis Enrique la cârma echipei. Oare s-a descurcat mai bine? Pe moment da, pentru că, cum ziceam la începerea acestui, să filmez acest episod, echipa era pe undeva pe locul 14-15. Deci, hei, am avansat și n-am retrogradat. Cel mai important, Alaves, echipa lui Yanis Hagi, a retrogradat, bine că e Leon Hagi, că s-a scufundat, e corabia maxim. Ia să vedem în rest ce alte surprize și alte echipe mai suntem. Suntem în top 10. Surpriză este că Valencia este pe locul 10, o echipă care chiar îmi place foarte mult și în curând va fi și un career mode cu ei pe acest channel, pentru că îmi place echipa asta din La Liga. Mergem mai departe. Villa, wow, pe locul 9, pe 8 Bilbao, pe 7 Celta, pe 6 Sociedad, ia uite, Atletico de Madrid pe locul 5, wow, pe 4 Girona, uite ca în realitate, ce bine așa ca Girona, doar 8 meciuri a pierdut și 12 egaluri, wow, ca în realitate, bă, ce bine au jucat ăștia, ești nebun, și noi suntem pe locul 3, super, ia uite, locul 3, loc de Champions League, 20 de victorii, 10 egaluri și 8 meciuri cu înfrângere. Pe locul 2 este Barcelona și asta înseamnă că pe primul loc este Real Madrid. Ia uite, cu 10 puncte peste Barcelona. Dar wow, ce echipe! Doar 4 meciuri au pierdut ambele echipe, ia uite așa, în acest campionat. Uluitor! Dar na, Barcelona a făcut mai multe egaluri decât Real Madridul. Și dacă rețin corect, în cupă n-a făcut nimic, da. Aici am pierdut la penaltiuri. Am fost în Champions League, dar am terminat pe locul 3. Ia uite, 2 puncte ne-am mai trebuit să le luăm față celor de la PSV. Până acum putem zice că e realistic, așa s-a întâmplat și RL. Și hai, știți ce înseamnă asta, nu? Sevilla a ajuns în Europa League. Așa se întâmplă, frate, bă, nu știu cum se întâmplă, ce se întâmplă, dar Sevilla tot timpul ajunge în Europa League. Dar în Europa League am avut un ghinion mare de tot și am dat de Liverpool în marea finală. Ce-i drept, am ajuns în marea finală. Am și avut echipă ușor de bătut, dar, băi, am ajuns în finală, unde am dat de Liverpool dintre toate echipele, una din forțele
supreme, pot exagera să zic, din Premier League și am pierdut 2-1, mă rog, 1-2. Hai, ai, 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 atât de aproape și totuși atât de departe. Dar pe altă parte sunt fericit cu clasa, cu poziția noastră în clasament, în La Liga și, hei, am ajuns cel puțin în finală, ceea ce e un lucru, totuși, hai să, știi așa, să ne mândrim cu acest lucru, am ajuns până în finală, dar na, vorbim aici de spaima Europei, adică noi, care, ia uite, ne-am împiedicat de Liverpool. Ia să vedem. Unai Simon începe aici lista cu o evoluție foarte bună de plus 2, 86 overall, urmat de Târnovanu cu un plus 3. Bravo Târnovanu, uite, 73 overall. Flores, nu știu dacă a jucat sau nu, dar hei, cât de cât a evoluat, plus 4, 65 overall. Miranda, un nume genial, dacă e spaniol și te cheamă Miranda, stai și te gândești, băi, e fată sau e băiat? A, e spaniol, funcționează în ambele părți. Și într-adevăr, ia uite ce evoluție bună, plus 3, 81 overall. Dar, surpriză, surpriză, Pedrosa, 40 de meciuri, mai multe meciuri decât Miranda. Cum dracu a jucat atâtea meciuri? What? Așa? A reușit și a evoluat, uite, 80 overall și el. Ce tare! Sergio Ramos, da, începe declinul, minus 5, 78 overall pentru il capitano. Dar, ia uite, pe altă parte, Marcao evoluează foarte bine, plus 3, 81 overall. Asta, speram să evolueze mai bine la Anderlecht, dar văd că nu a evoluat. Ia uite, ăsta care nici nu știu dacă a avut meciuri, a avut 14 meciuri, un plus 2, decent. Loic Bade, foarte bine, ia uite, plus 3, 80 overall și el, ăsta doar un plus 2. Navas, oricum se retrage la finalul sezonului. Montiel, mamă, că și Montiel, la un timp am crezut că l-a jucat pe Pedrosa Răbâ, dar văd că și Montiel l-a jucat, 47 de meciuri. Na, jocul a găsit un echilibru și a jucat bine pe toți. Finally. Bun, mergem mai departe. Dario doar un plus 3. Summit transfer request Oliver Torres. Atenție, a fost important și l-am ținut ca și rezervă. Da, asta este. Îl vom vinde pe Oliver Torres. Mi-aș fi dorit să-l mai păstrez la echipă așa ca o rezervă, dar dacă nu e să fie, nu e să fie. Mergem mai departe la Marcos Acuña, care, ia uite, la 32 de ani evoluează plus 1. Repoziționarea lui i-a prins bine și, logic, e fantastic omul ăsta pe câmp. Numai când ne uităm mie așa la statistici. Dar da, mă bucur foarte mult că evoluează. Forță. Sov doar un plus 1. Oscar un plus 2 la Getafe. Nice, nu mă așteptam. Puig, vorbind de nu mă așteptam, wow, plus 3, 79 overall, 23 de apariții, dar ia uite, a făcut treabă bună din postura de rezervă și mă bucur foarte mult acum că l-am transferat aici și dăm o șansă mare să-și dea așa un restart în carieră. Bravo, ia uite-l, Brahim the Dream Diaz, plus 3 în evoluție, 84 overall, tot așa frumos, cu verde, doamne, ce jugadore, ia uite, 90 pe 77 pase, 89 dribbling, pe nebunie, frate, în rest ce mai este pe aici, Ocampos un plus 1, Ianuaj un plus 1, Luke Bacchio ăsta un plus 1, nu știu, am promutat câte un plus 2, ia uite, Mir un plus 3, a avut 15 meciuri și văd că a dat submit the loan request. Ah, ce păcat. Interesant că n-a dat transfer request, ci a dat loan request. Și păcat pentru că mi-era chiar bun, chiar legit bun de rezervă, dar acum va trebui să-l dăm și uite, totuși a și evoluat foarte fain. Poate îl voi împrumuta short term, știi? Îl voi împrumuta așa pe scurt, chiar na, nu lăs tot sezonul. Așa pe revine prin iarnă, așa pe rămâne cu noi în continuare. Da, mă rog. NSRI, un plus 2, 84 overall, foarte bine. Iar acum e acum. Hai să dăm statistici. Top goal getter, oare cine credeți că este? Nimeni altul decât el, NSRI, cu 30 de goluri per total. Că vedeți că avem aici foarte multe Supercupă, Liga, Champions League, Europa, Cupa și așa mai departe. Urmat de Ocampos, nu m-aș fi aștepta ca Ocampos să joace așa bine, uite, 21 de goluri, Brahim doar 12, Luque ăsta doar 9, Mir 8, totuși 15 apariții, Ramos a dat și el 4, ia uite, Pedrosa 4 și până și Acuña a dat 3. Forță! Hai să vedem, cele mai multe asisturi, Acuña, nu degeaba a evoluat, wow,
Ce bine că l-au repoziționat pe Câmp 10 asisturi, urmat de Brahim, ia uite, cu 9. Hei, dacă pui așa per total, ia uite, aproape n-ai ce să-i comentezi lui Brahim. Bravo! Într-adevăr, tot timpul spate mai bine. Ia uite și ăsta, 9 asisturi, eu cam pus așa, 5 Ramos, Torres totuși supărat și vrea să plece de la echipe, de totuși are 32 de apariții, bro. Ce chestie. Dar, da, nu-i stres. Ia să vedem, cel mai scump jucător al nostru este Brahim, cotat la 55 de milioane, hai să-l tunjim, urmat de Unai Simon la 52 de milioane, NSI 45.5, gândește că avea un release cost de vreo 70 de milioane, deci știi de ce i-am dat un nou contract? Acuna, uite, a crescut 24% cota pe value, 33 de milioane, Miranda, care l-am luat la jumătate de preț, ia uite, deja 31 de milioane, forță, ia Puig, e deja cotat la 25 de milioane, uite, evoluție de 117%, ce tare, hai să văd ce la jucător pe care am cumpărat, deci, l-am luat pe Puig, pe care clar profit, l-am luat pe Miranda, iarăși ne-am dublat, Unai Simon, treabă bună, pro 10 milioane în plus pe cotă, la fel 10 milioane în plus pe cotă și Brahim, the dream, forță, iată și Turnovanu, 3.9, l-am luat cu 3 milioane, deci, no, acolo, 800-900 de milioane, că nu cred că l-am luat cu 3 rotund, nu mai țin minte, dar, hei, dar tot e bine. Și ia uite așa, cu bine terminăm și acest super prim episod din acest Career Mode cu Sevilla. Sper că v-a plăcut, sper că v-ați distrat. Nu uitați să dați click pe acel buton de like dacă n-ați dat încă. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată și ne vom auzi în următorul episod, unde clar sper să jucăm mai bine și să facem treabă și în Champions League. Dacă nu, neapărat să câștigăm cupa aia Euro. Tot îi zic Euro, lol, Europa. Mă rog, înțelegeți voi. Da, și scurios de Ramos, când va decide că vrea să se retragă, că pe moment nu a scris nimic, nici nu se gândește la retragere Ramos. E un gladiator, pur și simplu, forță. Numai bine, pa, pa!